Adana este cea mai ieftină destinație din Europa pentru a odihni orașul, dincolo de orașele cunoscute sub numele de prețuri mici, conform analizei citate de The Guardian. Analiza costurilor turistice pentru vizitatorii britanici efectuați în 20 de orașe populare, efectuate cu bani de călătorie poștală, a constatat că prețurile din capitalul grec au scăzut cu 15% față de 2021. Astfel, weekendurile din capitalul grec au costat 207 de lire sterline, comparativ cu 218 lire sterline în Lisabona, în al doilea rând. Cheltuielile includ cazare de două nopți la hoteluri pentru cupluri, mese, bilete la atracții turistice și rate de transport local. Adana și Lisabona au fost distruse la prețuri mici, precum Cracovia, Riga și Budapesta. Orașe precum Paris, Amsterdam și Veneția pot fi principala selecție în rândul turiștilor, dar acesta este, de asemenea, un loc scump de vizitat. Adana și Lisabona au un preț de jumătate și oferă timp strălucitor de toamnă și prețuri mici. Sfatul nostru pentru turiști: fac temele lor și verificarea prețurilor înainte de a comanda, a spus Nick Boden, bani de călătorie poștală. Turiștii care au vizitat Adana au plătit 38,96 kg pentru două cină, 89 de kg pentru două nopți la hotelul cu 3 star și 7,79 kg pentru a se abona la 48 de ore pentru transportul public. Locul 2 ocupat de Lisabona a venit indiferent de creșterea prețurilor de 21% față de anul trecut. Costul de cazare a explodat în toată Europa la începutul acestui an, deoarece cererea a depășit nivelul pandemiei, ca urmare a restricțiilor într-o călătorie calmantă. 6 dintre orașe au fost analizate mai mult de 2 ori mai scump decât Atena. Acestea sunt Stockholm, Paris, Dublin, Copenhaga, Veneția și Amsterdam. Un studiu separat realizat de The Office Travel Money Post și publicat în iulie arată că Sunny Beach din Bulgaria și Marbaris din Turcia este cea mai ieftină dintre cele 16 stațiuni europene populare pentru sărbătorile de vară.